România parte din strategia universitară. Deputatul Nicolae Florian este alături de liceenii Giurgiu Venai, căror părinți nu își permit să suporte meditațiile copiilor pentru bacalaureat și care își doresc să obțină note mai bune la acest examen. De aproape două săptămâni de când a fost pus în practică acest proiect la meditațiile gratuite oferite de cabinetul parlamentar, s-au înscris aproape 100 de tineri. Lista înscrierilor este în continuare deschisă și orice tânăr care dorește să facă meditații fără a plăti bani se poate adresa cu încredere la cabinetul deputatului Nicolae Florian. Având în vedere că s-au înscris în momentul de față peste 70, o să lucrăm pe grupe, sunt împărțiți pe categorii. În momentul de față avem 40 în prezent aici, o să lucrăm astăzi 4 ore și probabil tura următoare va fi miercuri, în jur de ora 15. Există o diferență mică între real și uman la limba și literatura română. O să lucrăm subiecte pentru fiecare profil, însă teoretic nucleul este același. Cadre didactice de specialitate s-au alăturat inițiativei deputatului Nicolae Florian în acest proiect de pregătire pentru absolvenții de liceu la cele două discipline de examen. La limba și literatura română, orele vor fi ținute de profesor Alina Meclea, iar la matematică de profesor Elena Țincu. La orele de pregătire participă chiar și elevi de clasa 11-a, dar și absolvenți care nu au promovat bacalaureatul în seriile anterioare. În zilele de luni și miercuri, între ora 15 și 19, se țin orele de pregătire la limba română, iar sâmbăta cu începere de la ora 14 la matematică. De menționat este faptul că cele două profesoare care se ocupă de pregătirea liceenilor susțin aceste ore de pregătire în afara orelor de școală și o fac din dorința de a fi aproape de acești tineri care își doresc să treacă examenul de bacalaureat și apoi să urmeze cursurile unor facultăți.